alături de Miculescu. Brațul lui Burcă, cât de bine conturat față de cel al FCS Bistului. Ovidiu, da. Popescu, la brațe cu Popescu s-ar putea bate. Coman, dar n-are șanse în fața lui Brown. Se încurcă clujenii, Coman rămâne la minge. Coman poate să centreze. Către cine? Vine Miculescu! Vine Miculescu și faultă în atac al lui Cordea, da? 4 jucători căzuți pe gazon după această acțiune explozivă. A fost intrarea lui Brown, care și-a secerat... Nu, mi se pare Brown este cel accidentat. A fost o ciocnire între doi coechipieri. Și Cordea a faultat la capătul fazei. Văzăm că nu mai poate să prindă. Oh! Intrarea lui Collinger negândită, necoordonată, efectiv îl pune în cap pe Brown. Brown lovit și la genunchi și la cap. Să vedem dacă mai poate continua. Vrei să spun ceva? Un regulament corect ar fi trebuit să îl elimine, chiar dacă și-a accidentat propriul coechipier pentru astfel de intrare. Văd că tresare de durere atunci când încearcă medicul articulația genunchiului. E necesară o targă. În fond a pus în pericol integritatea corporală a unui jucător. Nu contează că e colegul său. N-a gândit-o bine Collinger. Dar asta spune ceva despre felul în care sunt capacitați, motivați clujenii. De rezultatul ăsta depinde foarte tare ce se va întâmpla în ultimele două etape. Pentru toată lumea depinde. Și pentru Craiova, și pentru CFR, pentru Farul, ce să mai vorbim. 4 puncte în față pentru Farul, în fața celor de la FCSB, înainte aceste etape. Nu e chiar daună totală. Brown este în afara terenului, dar cred că va reveni. Peteleu e trimis înapoi. Jucător puternic, acest german de origine ghaneză, venit de la Botoșani, era om de bază acolo. Brown a venit vara trecută la CFR, dar semnase încă din iarna lui 2020.